Giovanni să își facă poza cu diploma necesară. În continuare, fostul director economic al județului Bistrița Sud, domnul Viorel Timiș. Și ultimul, care este cel mai proaspăt trecut în rezervă, șeful serviciului de drumuri județene, domnul inginer Alexandru Țăr. Este al șaselea legislativ județean care căreia îi mulțumesc pentru aprecierile făcute la munca mea prin oferirea acestei onorate distinții. Dumneavoastră, consilieri județeni, vă doresc să aveți sănătate și puterea de a vă aduce la bun sfârșit jurământul depus, iar colegilor din aparatul de specialitate a Consiliului Județean, le doresc să aibă capacitatea de a munci în asemenea natură, încât să ajungă în poziția pe care au acum. Domnule rector, eu o să vorbesc mai puțin, pentru că, de obicei, toată această perioadă, cât am vorbit, atât a fost nevoie în ședințele de comisii de Consiliu, la care aproape la toate am participat, de când s-a înființat Consiliul Județean. Vă mulțumesc tuturor pentru înțelegere, pentru răbdarea care ați avut-o cu noi și rugămintea mea să aveți și pe mai departe aceeași răbdare și înțelegere cu cei care ne urmează nou. Vă mulțumesc! Domnul Țan, vă rog. După să vă spun, sunt foarte mândru că am reușit. Lucrez pe drumul acestui județ peste 33 de ani, fără pauză. Vreau să vă spun că nu a fost deloc ușor, cum nu va fi nici de aici înainte. Eu nu pot să fac altceva decât să vă mulțumesc dumneavoastră, tuturor, celorlalte consilii județene cu care am lucrat, respectiv cele patru anterioare, și să vă asigur că nu voi sta departe nici în viitor de această minunată meserie care este drumăritul. O să fiu foarte aproape chiar dacă voi fi împarcat. Mulțumim, domnul Țan, și sper să fie o parcare toată modernizată, să fie asfaltată parcarea. Să nu vă stropească vreo mașină care trece. Îmi mulțumesc din toată inima, absolut tuturor. Începând de la colegii mei... Nu mai puțin, că nu merge microfonul, să vă urmă colegii noștri. Vreau doar să spun mulțumesc din toată inima tuturor celor de față și celor care nu sunt de față, în primul rând colegilor mei, cu care m-am ajutat și am colaborat într-un mod foarte prietenos, plin de căldură, și cu bune și cu grele, dar nu cu rele. Sigur că doresc să mulțumesc conducerii Consiliului Județean, am mai făcut-o și cu alte prilejuri, pentru că a avut deschiderea să inițiem niște proiecte foarte bune, utile pe termen lung Consiliului Județean și comunităților din județul Bistrița-Năsăud. Și lucrul ăsta nu e foarte des întâlnit, să ieși din tipare. Și nu în ultimul rând, sau dacă vreți, în același rând, vă mulțumesc dumneavoastră, cu care am avut o relație extraordinară. Să lucrez tehnic cu un colectiv atât de larg și divers politic și să lucrez foarte bine, asta iară mi se pare
rar întâlnit, sau cel puțin eu, în meseria mea și în timpul pe care l-am petrecut în această muncă, l-am întâlnit foarte rar. Vă doresc numai bine tuturor și, fără să fiu foarte patetică, să facem cât mai multe lucruri bune pentru județul Bistrița-Năsăud și pentru România.